Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă, Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iardă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, 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 Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să vedem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însu Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Auzi-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să-și sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta, ardere și toată bine plăcută să-i fie. De aceea, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și de numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerurile tale. Acum a cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul în cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, în puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața celor de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselii vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina.
Află-se mâna ta peste toți vrășmașii tăi, dreptatea ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul România sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Când îi pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața sa de obște a drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează părinte. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă
slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oamenii bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit. Sculatu-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerci, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răgnitam din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un munce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Și ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte la ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte la ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață. Însetată de Tine, sufletul meu, suspinată după Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bune este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și într-un numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-un acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta,
să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște în întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământul tău? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au turburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înoi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Că nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre ne-a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o-și aminte că sărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de El și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbită Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată în calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din eca sufletul meu.
Fă bunătate, destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Preasfințitul Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru cinstita preoțime și ceant Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Credinciosul popor român de pretutindem, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunătocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei călătoresc pe ape, pe uscași, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru al lor izbăvire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți din tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii să o pomeni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De noapte mânecă Duhul meu către tine, Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile tale, prepământ.
toate vă învățați toți cei ce locuiți pe pământ. Că eu ce ea pe
și afară de împărăție, să te încui și te deșteaptă, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Iată mire. Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului. Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns, ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul de dajdie, iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns al ei, ale cezarului. Atunci Iisus a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului
și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. În ziua aceea s-au apropiat de el saducheii, cei ce zic că nu este înviere, și l-au întrebat zicând: Învățătorule, Moise a zis, dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi 7 frați și cel din tâi s-a însurat și a murit neavând urmași, a lăsat pe femeia sa fratelui său, asemenea și al doilea și al treilea până la al 7-lea. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, deci, a căruia dintre cei 7 va fi femeia? Căci toți au avut-o de soție. Răspunzând Iisus, le-a zis: Vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Iar despre învierea morților n-ați citit oare ce vi s-a spus vouă de Dumnezeu zicând: Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Nu este Dumnezeu al morților, ci al viilor. Iar mulțimile, ascultându-l, erau uimite de învățătura lui și, auzind farisei că a închis gura saducheilor, s-au adunat la oaltă. Unul dintre ei, învățător de lege, ispitindu-l pe Iisus, l-a întrebat: Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și fiind adunați fariseii, i-a întrebat Iisus zicând: Ce vi se pare despre Hristos, al cui fiu este? Zis au lui, a lui David. Răspuns al lor Iisus: Cum deci David în Duh îl numește pe el Domn, zicând: Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci dacă David îl numește pe el Domn, cum este fiul al lui? Și nimeni nu putea să-i răspundă cuvânt. Și nici n-a mai îndrăznit cineva din ziua aceea să-l mai întrebe. Atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând: Cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Căci leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poale, și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile din tâi în sinagogă, și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabii. Voi însă
să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați și Tatăl vostru să nu numiți pe pământ, căci Tatăl vostru unul este Cel din ceruri. Nici învățători să nu vă numiți, căci învățătorul vostru este unul, Hristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Cine se va înălța pe sine se va smeri, și cine se va smeri pe sine se va înălța. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung, pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic, și dacă l-ați făcut, îl faceți fiul al genei de două ori mai mult decât voi. Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templu este legat. Nebuni și orbi, ce este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Ziceți iar, cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este legat, dar cel ce se va jura pe darul care este deasupra altarului este legat. Nebuni și orbi, ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cel ce se jură pe altar, se jură pe el și pe toate câte sunt deasupra lui. Și cel ce se jură pe templu, se jură pe el și pe cel care locuiește în el. Cel ce se jură pe cer, se jură pe tronul lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățați partea din afara paharului și a blidului, iar în lăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, însă înăuntru sunt pline de oase, de morți și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, însă înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor și ziceți, de-am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea de sânge al prorocilor. Astfel, dar mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci, dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda genei?
De aceea, iată, eu am trimis la voi proroci și înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor care s-a vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat, grăiesc vouă, vor veni acestea toate asupra acestui neam. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci cu pietre, ucizi pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă zic vouă, de acum nu vă mă veți mai vedea, până când nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cibiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate, cele ascunse, ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase oroasele cele smerite. Întoarce față ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergere. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățavă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de voi jertfă ți-aș fi dat, ardele tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, de bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci e bine vei jertfa dreptății prin osul și ardere de tot, atunci vom pune pe altarul Tău viței. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanase, Chiril și Ioan cel Milosiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirilor, Lichii, Spiridon al Trimitundei, Făcător de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iores și Sava, Antimiviranul Iosif, Mărturisitorul, Ghelasie și Leontie, a Sfântului Ierarh Andrei și Aguna, Mitropolitul Transilvaniei și ale tuturor Sfinților Ierarhi.
ale sfinților și slăviților mari, mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilac și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfințit mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților bun biruitor mucenici și mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și sfânt Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtător părinții noștri, Grigorie de Capolitul Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastru, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Paraschiva de la Iași, Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, a Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, a Sfântului Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei, a Sfintei Muceniță Tomaida și a tuturor celor ce se pomenesc împreună cu dânsii, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru rugăciune tuturor sfinților. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni al unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeul, că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul nouă sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La ceasul sfârșitului suflete gândind și de tăierea smochinului temându-te, talentul cel dat ție cu iubire de osteneală lucrează-l ticăloase, priveghind și grăind, să nu rămânem afară din cămara lui Hristos. Pentru ce te lenevești, ticălosul meu suflet? Pentru ce ți se nălucesc fără de vreme griji netrebnice? Pentru ce zăbovești cu lucruri cu lucruri trecătoare? Ceasul cel de apoi acum este și ne vom despărți de la acestea de aici. Până când ai vreme, trezește-te grăind, greșit am ție, Mântuitorul meu, să nu mă tai ca pe smochinul cel neroditor, ci ca un îndurat, milostivește-te, Hristoase, spre mine, cel ce grăiesc cu frică, să nu rămân afară din cămara lui Hristos. Sinaxar, în această lună, în ziua a 14-a, pomenirea celui între sfinți, părintului nostru Martin, mărturisitorul, Papa al Romei.
tot în această zi, pomenirea Sfinților Mărturisitori, episcopii de Apus, Serghie, Pir și Teodor, care au fost împreună cu Sfântul Martin. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ardalion Glumețul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Tomaida. În Sfânta și Marea Marți se face pomenire de cele 10 fecioare din Sfânta Evanghelie. Marea Marți pe cele 10 fecioare înainte ni le pune și ele biruință aduc dreptului stăpân. Dar, o Hristoase, numără-ne pe noi împreună cu fecioarele cele înțelepte, rânduiește-ne în aleasa ta turmă și ne mântuiește pe noi. Amin. Poruncii tiranice, cei trei cuvioși tineri, nesupunându-se în cuptor, fiind aruncați, au mărturisit pe Dumnezeu cântând: Binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, să lepădăm lenea departe de la noi și să întâmpinăm pe Hristos, mirele cel fără de moarte, cu făclii luminoase și cu cântări grăind, binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, să avem din destul în vasele sufletului nostru un de lemn de împărtășire, ca nefăcând vremea răsplătirilor vreme de cumpărare, să cântăm binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, câți ați luat talentul de la Dumnezeu, înmulțiți-vă harul încă pe atâta, cu ajutorul lui Hristos, celui ce l-a dat, cântând binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântând și prea înălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Poruncii tiranice, cei trei cuvioși tineri nesupunându-se în cuptor fiind aruncați, au mărturisit pe Dumnezeu cântând: Binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul. Pe Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, întru cântări cinstind-o, să o mărim. Ce? Pe tine te laud.
pântece la el căput și bucure lumea ai născut, pe tine te lăutăm, preasfântă Fecioară. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm. Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că marea ta Mântuitorul meu, o văd în toată suflare.
cei de sus, ție se cuvine cântare, Dumnezeule. Lăudați pe El toți îngerii Lui, să facă într-o dânsă judecată scrisă, slava aceasta este tuturor cuvioșilor Lui, într-o strălucirile sfinților Tăi, cum voi intra eu nevrednicul, că de voi cu teza să intru împreună în cămară, haina mă vădește că nu este de nuntă, ci legat mă vor scoate îngerii afară. Curățește Doamne, întinăciunea sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Lăudați pe Domnul între sfinții Lui, lăudați-L pe El într-o tărie a puterii. Fecioarelor celor neînțelepte, trândăvind în vremea lucrării, stăpâne, nu-mi închide milostivirile îndurării tale, ce scurtă în somnul meu cel întunecat, scoală-mă și mă primește în cămara ta, împreună cu fecioarele cele glasul cel curat al celor ce prăznuiesc și cântă neîncetat, Doamne, slavă Ție! Lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui, într-o strălușirile sfinților Tăi, cum voi intra eu, nevrenicul, că de voi cuteza să intru împreună în cămară, haina mă vădește că nu este de nuntă și legat mă vor scoate îngerii afară. Curățește-mi, Doamne, întinăciunea sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni,
Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și alăută. De lenea sufletului meu, dormitând eu, mire Hristoase, n-am agonisit candelă aprinsă din virtuți și m-am asemănat fecioarilor celor neînțelepte trândăvind în vremea lucrării. Stăpâne, nu mi-e închide milostivirile îndurărilor tale, ci scudurând somnul meu cel întunecat, scoală-mă și mă primește în cămara ta, împreună cu fecioarele cele înțelepte, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc și cântă neîncetat, Doamne, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Sus Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire, lăudăm-te, te binecuvântăm, închinăm-ne, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeul, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunile noastre, Cel ce ieșezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. În toate zilele Te vom binecuvânta și vom lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție, Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjuit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale ne trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim rugăciunile noastre Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate, cerând îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cerând cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Cealaltă vreme a
vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Sfânta, curată, vrea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne. Dumnezeul milei și-a îndurărilor și-a iubire de oameni și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre, care într-o cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și cu ochiul tău cel la toate văzător privești peste toată făptura, ți-am plecat grumajii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din sfânt locașul tău și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este animului și a nemântuit pe noi Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Veniți credincioșilor să lucrăm Stăpânului cu o sârdie, că în parte slugilor bogăție și fiecare din noi să înmulțim talentul harului după măsură, unul să aducă înțelepciune prin fapte bune, iar altul să săvârșească slujba luminării, credinciosul să împărtășească cuvântul celui ce nu știe tainele și altul să-și împartă bogăția săracilor, că așa vom înmulți împrumutul și ca niște economi credincioși ai harului ne vom învrednici de bucuria stăpânului, de care învrednicește-ne pe noi, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Umplutu-ne-am dimineața de mila ta, Doamne, și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu-ne pentru zile în care ne-ai smerit pe noi, pentru ani în care am văzut rele, și caută spre robii tăi și spre lucrurile tale. Când vei veni într-o slavă Hristoase, cu puterile îngerești, și vei ședea pe scaun de judecată, să nu mă desparți pe mine, păstorule cel bun, că știi căile cele de-a dreapta
și cele de-a stânga sunt strâmbe, de să nu mă pierz împreună cu caprele, pe mine cel înțelenită păcat, ci numărându-mă cu oile cele de-a dreapta, să mă mântuiești ca un iubitor de oameni. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Mire cel ce ești mai frumos cu podoaba decât toți oamenii, care ne-ai chemat pre noi la ospățul cel duhovnicesc al unții tale. Dezbracă-mă de chipul cel ticălos al greșelilor mele, prin împărtășirea pătimirilor tale și împodobindu-mă cu haina slavei frumuseții tale, fă-mă împreună șezător, luminat la masa împărăției tale, ca unul milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată că și încredințează stăpânul talentul soție suflete, primește darul cu frică, împrumută pe cel ce ți l-a dat, împarte-l la săraci și câștigă prieten pe Domnul, ca să stai de-a dreapta Lui când va veni cu slavă și vei auzi glasul cel fericit. Intră, slugă, într-o bucuria Domnului tău, căreia mă învrednicește pe mine cel rătăcit, Mântuitorule, pentru mare mila ta. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În biserica slavei Tale, stând în cer, asta ni se pare născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușa cea cerească, deschide nouă ușa milei Tale. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește.
Doamne miliește, 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 Doamne miliește. Doamne miliește, 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 Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât teruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Numele Domnului binecuvintează, Părinte! Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, pe binecredinciosul nostru popor ocrotește-l, credința o întărește, pe cei răi îi îmblânzește, lumea o împacă. Sfânt locașul acesta vine-l păzește pe cei mai înainte răposați, părinții și frații noștri. În locașurile dreptilor îi așează, iar pe noi, într-o pocăință și mărturisire, ne primește ca un bun și de oameni iubitor. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă, fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă, fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă, fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăimii de șert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează! Domnul, cel ce de bunăvoie la pătimire a venit pentru noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților ierarhii Leonie și Sava Branco, viși mitropoliții Transilvaniei, ale Sfinților Visarion, Sofronie, Mucinicul Oprei, Ioan din Gale și Moise, Mucinic luptător pentru Ortodoxie, ale Sfântul Ierarh, Andrei, Ocrotitorul acestui slocaș, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Iară și iară plecând genunchii noștri, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, cărnuiești viața noastră, ascultă-ne rugăciunea, primește pocăința noastră pentru păcate,
oprește noua boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului tău în vremea regiului David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să te slăvească pe tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Ca al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ce slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pororia și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Să ne primească Sfânta rugăciune, sănătate și o seară bună și liniștită să ne dăruiască. Amin.